la producție să facem un jingle pentru o muzică bună și relaxare după amiaza de vreme, pentru chestii complicate. Cătălin Striblea, bun venit! Da, salutare, nu, îmi pare rău, n-am decât texte complicate astăzi. Și ce mai faci, Camelia Chenciu? Cum îți mai merge? Îți mulțumesc bine, mersi, da. Uite, de care luni merg la sală. Care ta? Mergi la sală? Da, de luni, da. De luni? Uh-huh. Bravo, că de luni facem toți diverse lucruri. Da. De luni vreau și eu să slăbesc. Asta, de luni merg la sală și slăbesc. Și slăbești, da. În rest, sunt bine, mulțumesc de întrebare. Da. Știi cum e? Vină instigatorii și te întreabă ce faci, mincinoși, și răspund bine. Cam așa și noi, da. Prieteni, a venit aici cu teza de doctorat a domnului Bode. E plagiat doar în proporție de 3%, adică cum a fost și la doamna Chiove, și deci nu se pot lua măsuri. Întrebarea care se pune însă este dacă această teză a fost verificată în mod complet. Și aici avem niște oarește semne de întrebare și zic să le lămurim, prieteni. Complicat și complex. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, prieteni, s-a lămurit acest aspect. Știți că în trecut, nu cu foarte mult timp în urmă, USR a lansat această acuzație de plagiat la adresa tezei de doctorat a ministrului Bode, teză care nu putea fi copiată, accesată sau făcut ceva cu ea, ci a trebuit copiată de mână din fața unui calculator care nu are acces la internet. O nebunie. Așa, reprezentanții USR au copiat de mână, au spus, uitați, aici în aceste zone s-a plagiat, s-au făcut toate lucrurile cu pricina, chiar de pe Wikipedia. Există o comisie de etică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, unde a apărut această teză, care a verificat sesizările USR și a venit cu această concluzie finală. Deci, plagiat 1923 de cuvinte din 65.000 de cuvinte ale tezei, 2,95%. Zice comisia respectivă de disciplină. Problema de etică, problema care se pune, și aici e o chestiune la care domnii de la Cluj trebuie să explice mai mult, este dacă această teză a fost verificată în întregime, căci conform acestui raport se întrezărește ideea că de fapt au fost verificate cu mare temeinicie cele 4 sesizări de plagiat pe care, în puncte, știi? Punctele invocate de USR. Uitați aici paragraful ăsta, paragraful ăsta. S-a făcut, cumva suspectez că poate n-a fost făcută o verificare pe întreaga teză de doctorat. E o întrebare foarte bună. Cei de la UBB spun, domnule, noi am băgat întreaga teză în softul antiplagiat, numai că acesta nu are o finețe atât de mare încât să poate să dea rezultatele cele mai bune la o verificare per total, și de obicei, ca să dibuiești un plagiat cu foarte mare atenție, trebuie să introduci pe bucăți. Exact, paragrafe, da. Paragrafe. Și aici, când s-au introdus paragrafele, au sărit în ochi niște chestiuni de plagiat. Numai că întrebarea care se pune este, dacă ați fi introdus pe bucăți, adică paragrafe din teză mai multe, adică împărțită mai multe bucăți, ați fi obținut un alt rezultat decât cel al softării integrale, să zicem? S-a ridicat acest semn de întrebare în legătură cu teza domnului Bode și universitatea spune, domnule, nu avem capacitate. De-al minteri, colega mea, Anca Grădinaru, a făcut un interviu cu profesorul Dragoș Dacian, care este șeful comisiei de etică de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. El ne-a dat câteva explicații. Noi avem prezentat in extenso pe site-ul Europa FM ceea ce spune Dacian Dragoș și eu v-am adus doar un fragment care sper să fie lămuritor în această chestiune. Vă invit să-l ascultați. De ce procentul e atât de mic? Păi și procentul e atât de mic pentru că atât s-a reclamat și atât am identificat noi din analiza proprie bazată pe softul antiplagiat. Deci ați analizat doar ce s-a reclamat, nu întreaga lucrare? Dar ce s-a reclamat, nu ai cum să analizezi întreaga lucrare, că vă dați seama, n-ai cum să găsești surse pe care softul antiplagiat nu le identifică. Ar fi o muncă titanică, fiecare teză să o analizăm așa. Nu există capacitate pentru așa ceva. Se analizează la comisiile de
etică și la Consiliul Național de Etică se analizează pe baza unor sesizări. În sesizări trebuie să fie indicate clar ce s-a copiat, în ce sursă, deci trebuie dovezile atașate. În aceste condiții... Pe ceea ce s-a sesizat și, în plus, am verificat testul antiplagiat dacă are anumite indicații care ar putea să ducă la suspiciune de fraudă și pe acelea le-am verificat. Texte mai mari, spunem așa, care ar putea fi fraudată. Mai descoperi și noi câteva lucruri, în plus. În aceste condiții se impune retragerea titlului de doctor în cazul domnului Bode? Nu, sancțiunile trebuie să fie proporționale cu abaterea săvârșită. De aceea noi n-am propus retragerea titlului. Oricum am intrat într-o discuție dacă este posibil sau nu, dacă este constituțional sau nu, pentru că știți că a dat Curtea Constituțională o decizie prin care a cam închis orice posibilitate de a retrage titlul de doctor pe calea administrativă și nici măcar instanțele nu mai pot să facă acest lucru pentru că le-a interzis să se pronunțe pe fond, ci doar pe procedură. Or, procedura, conținutul dosarului de susținere că s-au parcurs pașii pentru susținerea tezei. Acestea sunt lucruri care în general se respectă. Cam greu pot să anulez așa ceva. Mi-a rămas în minte ce ați spus mai devreme. Ar fi o muncă titanică, deci nu aveți practic resursa administrativă, logistică, să analizați toată teza? Este imposibil, pentru că trebuie să ai o bănuială că s-a copiat un text de undeva. N-ai cum să cauți fiecare text, fiecare propoziție. Adică nu ai cum să faci lucrul acesta. Și nici n-ar fi în competența comisiilor de etică să facă acest lucru. Deci se lucrează doar pe bază de sesizări, unde există suspiciuni temeinice că ar fi fraudă. Conducătorul de doctorat a fost chemat să dea explicații? Nu a fost cazul aici, pentru că nu s-a considerat că este un procent foarte mare încât să fie chemat pentru explicații. Da, profesorul Dacian Dragoș, în dialog cu colega noastră Anca Grădinaru. Sper că am fost lămuriți, nu? Adică, păi, e 3% din ce s-a putut verifica cu mare temeinicie. Dacă și oricum nu putem reclama, pentru că practic... Ar fi o muncă prea mare, dar întrebarea care se pune este dacă un profesor de specialitate, cu cunoștințele sale, ar fi putut intra ceva mai adânc în această chestiune. În orice caz, ce se vorbește mai puțin? Domnul Dacian Dragoș a spus acolo niște lucruri. Este așa, cu privire la eventualele sancțiuni, comisia ar fi propus un avertisment scris și cea de corectare a tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită, pentru că se constată mai multe încălcări în lucrare, că aveam unele pe aici, de exemplu, link-urile care sunt atașate acolo nu pot fi accesate, multe dintre ele. Deci comisia ar fi propus sancționarea cu avertisment scris a domnului Bode, dar constatăm că persoana reclamată nu face parte din categoriile prevăzute de lege împotriva căreia se poate aplica o sancțiune referitoare la încălcarea eticii universitare și a bunei conduite în cercetare. Deci există o lege care domnul Bode nu are calitate în care să fie sancționat. Acum, cum să vă zic eu, dacă lucrurile sunt atât de complicate și atât de greu de verificat, domnule, rămâne la latitudinea bunului simț funciar omenesc că pe legalitate nu poate. Și dumneavoastră sunteți stimați ascultători ai acestei post de radio și răspundeți-vă fiecare în intimitatea sa la următoarea întrebare. Este domnul Bode un energetician luminat în chestiunile de siguranță electrică și energetică a României, specialistul de care întreaga țară, de-a cărui știință întreaga țară se poate bucura, cine dă soluția numeroaselor crize pe care le trăim? Vă mulțumesc, stimați cercetători în ale electricității. Fiecare poartă în suflet răspunsul său, așa cum fiecare doctorant poartă în rucsacul său bastonul de ministru. Să aveți o zi luminată ca electricitatea. Da, să aveți. Cătălin, îți mulțumim. Dacă nu ați reușit să ascultați rubrica de la bun început, în scurt timp va fi disponibilă pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM la secțiunea Live. După amiaza de vreme, mai bine mai devreme.